Gata, ne-am luat energia. Astăzi vă iau cu mine într-o nouă călătorie în jurul diabetului și anume în jurul senzorului de glicemie de la Dexcom. Astăzi vă arăt cum înlocuim un senzor, adică cum îl scoatem pe cel vechi și cum inserăm unul nou. Senzorul de glicemie pe care îl testez acum este senzorul Dexcom G6 pe care l-am de pe site-ul CGM.ro. Este distribuitor de acest senzor de glicemie în România. Mereu vă recomand serviciile lor pentru că fac o treabă minunată. Pentru cei care vor să știe ce vine în cutie, o cutie are 3 senzori și veți primi foarte multe consumabile. Takeaway, skin tag, șervețele cu alcool, foarte, foarte multe chestii drăguțe și patch-uri din astea de le punem pe senzor. Deci asta găsiți în cutie. Pentru prețuri, pentru produse și toate cele, vă las un link în descriere și anume www.kgmdiabet.ro. E site-ul ăsta de aici, de unde mi-au eu senzorii și de care sunt extrem de încântată. Haideți să vă arăt pas cu pas cum se schimbă un senzor de glicemie. Primul și primul lucru este să detașăm acest senzor vechi cu totul. Pentru a scoate un senzor, pur și simplu dezlipim ca un adeziv, ca un plasture. Pentru mici trucuri, vă mai zic că puteți îmbiba cu ulei sau face o baie lungă și caldă și fierbinte ca să topiți cumva lipiciul și să fie mai ușor la desfăcut, dar din motive de filmare n-am cum să fac asta decât să vă arăt așa cum îl dezlipesc. Deci așa se scoate un senzor. Deci, cam așa arată senzorul dezlipit. Vedeți acest firicel foarte mic, ăsta se presupune că e acul. Vă asigur eu că nu doare și că nu se simte absolut nimic cât el stă inserat, e cel de aici. Deci cam așa arată senzorul dezlipit. Rețineți că nu aruncați toată treaba asta pentru că aici aveți transmitterul. Consumabilul este partea asta albă care se schimbă odată la 10 zile. Ăsta este senzorul care se aruncă și se înlocuiește la fiecare 10 zile, dar aici este transmitterul care trebuie pus peste următorul senzor, deci el nu este consumabil, nu faceți greșeală să aruncați cu totul. Și acum vă arăt cum se detașează transmitterul de pe senzorul expirat, ca el să poată fi pus peste următorul senzor. Pentru a detașa transmitterul de senzor, trebuie doar să facem treaba asta, îndoim de la mijloc și practic senzorul s-a îndoit, permițând glisarea transmitterului vechi. Ta-da! Asta se aruncă și asta se păstrează. Asta este transmitterul care are o viață de 3 luni. Cu acest transmitter folosim următorii senzori. Da? Bun. Deci aia pleacă, se aruncă și se inserează un senzor nou peste care se pune transmitterul ăsta. Recomandarea mea este să rotați locurile de inserție a senzorilor, pentru că dacă aș insera tot aici, pielea nu ar mai respira încă 10 zile, așa că lăsați să respire pielea, dați cu cremă și cu iubire și rotați, nu știu, eu am să pun în partea asta de data asta și vedem cum merg lucrurile. Ce am remarcat foarte fain la Dexcom față de Medtronic este că transmitterul nu are nevoie de timp să stea la încărcat. Practic, odată ce-i demarat transmitterul, el merge perfect pentru 90 de zile, nu trebuie băgat în priză, nu trebuie pus la încărcat, nu trebuie schimbate baterii sau nimic de felul ăsta, el merge cap coadă 3 luni de zile. De aceea, odată ce l-ai demarat, ține minte că chiar dacă nu-l folosești, el va expira în 90 de zile. De asta e bine să aplici mereu senzorii imediat ce se expiră, pentru că e păcat că pierzi viața lui. Pierzi viața lui! Da, acum mergem să vă arăt cum inserăm un senzor nou și care e demersul pas cu pas. Ce am aici e de fapt ăsta de aici. Deci ăsta micu, expirat și consumat, e practic senzorul care vine în forma asta. Asta este lansatorul lui, care e de unică folosință plastic waste. Deci treaba asta, care se schimbă odată la 10 zile, vine în formula asta. Și vă arăt, verificați dacă este în termen, cel mai bine, verificați dacă e valabil toate cele. Desfacem, îl descoasem, îl scoatem din cutie.
Așa arată el, e foarte frumos, este superb, e foarte finuț, așa, e foarte... Îmi place. Primul pas este să desprindem... Așa, deci, desprindem asta. Bun. Și păstrăm treaba asta de sus, pentru că după ce îl inserăm, vom avea nevoie de acest cod. Asta îl păstrăm pentru că avem nevoie în aplicație să scanăm. Și senzorul este pregătit de a fi inserat. Ne alegem locul. Eu am zis că o să fie aici. Și pur și simplu apropiem de piele. Apăsăm așa un pic pe toate extremitățile, să fim siguri că s-a lipit. Și cu o mișcare foarte, foarte, foarte delicată, dăm la o parte protecția asta. Protecția asta se îndepărtează cu degetul. Așa, o dăm la o parte. Și acum tot ce rămâne să facem este să apăsăm pe butonul ăsta pentru a lansa senzorul în piele. Se recomandă să nu ținem foarte apăsat acest inserter, să nu ținem super apăsat, pentru că nu se inserează bine senzorul, pentru că senzorul intră cu un ac. Iar dacă treaba asta este foarte, foarte, foarte apăsată pe piele, nu lasă loc acului să intre cum trebuie. Deci ideea e să îl susținem, nici să tragem de el foarte tare, dar să-l ținem lejer, cam asta era ideea, să nu ținem super apăsat, să-l ținem lejer. Bun, și când suntem pregătiți, e doar o inserție de o secundă, apăsăm pe acest buton. 2, 3 și... A intrat acu, cu tot cu senzor, l-am simțit, n-a durut, doar l-am simțit. Și acum depărtăm la o parte, super. Nu știu ce se întâmplă, dar cu toți senzorii ăștia nimeresc vase de sânge și în scurt timp se va vedea și pe cameră cum va curge sânge. Nu e nicio problemă, face parte din aspectele astea mai neplăcute. Dacă vi se întâmplă și vouă așa, nu vă panicați, nu se întâmplă nimic, senzorul este complet funcțional. Asta se aruncă, deci este consumabil. Și ce ne rămâne de făcut este să ne asigurăm că am lipit bine treaba asta și să intrăm în aplicație și să dăm New Sensor. Inserăm și transmitterul pe senzorul nou. Click. Inserăm transmitterul pe senzorul nou și iată că aplicația l-a recunoscut din prima și începe perioada de warm-up, adică de încălzire, o perioadă în care senzorul se acomodează cu pielea noastră, cu sângele nostru dulce și în 2 ore va apărea pe ecran glicemia noastră transmisă din senzor. Sper că v-a plăcut videoul meu, că l-ați găsit util sau entertaining, de ce nu? Partea asta s-a înroșit deja, dar asta este. Bun, și nu ne rămâne de făcut decât să stilizăm senzorul, transmitterul, cum ne place nouă. Eu i-am pus acest sticker pe care scrie Naturally Sweet. Și după aceea voi pune și patch-ul respectiv, dar mi-am dat seama că nu pot să-l pun acum pentru că am cateterul aici. O să-l pun în 2 zile când schimb cateterul și o să am spațiu suficient să lipesc cum a fost și pe brațul celălalt. Eu mă opresc aici, sper că ai găsit util acest video. Dacă ai întrebări legate de senzor și de cum funcționează sistemul ăsta, te rog să mi le adresezi, pentru că urmează un video despre toate întrebările voastre legate de acest sistem de monitorizare pe care îl încerc acum. Cred că pot să fac un review complet al acestui sistem. Menționez că înainte de asta am încercat și Freestyle și Medtronic și acum sunt pregătită să fac un review complet acestui senzor și să vă zic care-i verdictul meu, care e cel mai bun senzor și de ce cred că unul e mai bun decât celălalt. Dar pentru asta am nevoie de voi să-mi spuneți ce întrebări aveți, ce curiozități aveți legate de Dexcom G6. Îți mulțumesc că petreci tot timpul ăsta cu mine și sper că ne vedem cu bine și cu glicemii cât mai bune data viitoare. Te-am pupat! Pa, pa!